Vă salut pe toți și vă invit să revedem întrebarea de săptămâna trecută. Întrebarea. Într-o cameră se găsește un bec. În exteriorul ei, într-un loc din care nu se poate vedea interiorul camerei, se găsesc patru întrerupătoare. Unul dintre ele controlează becul din cameră, dar nu știm care. Inițial, toate întrerupătoarele sunt deschise, deci cu siguranță, în momentul inițial, becul nu funcționează. Te găsești lângă aceste întrerupătoare și ai voie să faci ce vrei cu întrerupătoarele, în limitele utilizării normale, după care ai voie să intri în cameră și să faci ce dorești cu becul. Apoi, dacă vrei, lucrurile se pot repeta. Și întrebarea este, care este numărul minim de intrări în cameră de care ai nevoie pentru a afla care din cele patru întrerupătoare controlează becul din cameră? Cei care ați văzut sau revăzut, așa cum vă îndemnam săptămâna trecută, întrebarea cu numărul 11, cu titlul 3 becuri, v-ați amintit sau ați aflat acum cheia rezolvării problemei noastre. Ea este legată de faptul că nu putem transforma integral energia electrică în energie luminoasă. Nu putem face această transformare cu randament 100%. Și după cum am spus de atâtea ori în materialele mele, energia nu poate fi nici creată, nici distrusă. Așa că atunci când pierdem o formă de energie, în cazul nostru energie electrică, apare o altă formă de energie, în cazul nostru căldură. În procesul de obținere a luminii folosim energie electrică și avem pierderi, iar pierderile de energie electrică înseamnă degajare de căldură, becurile se încălzesc. Așa că becul nu este doar un dispozitiv de iluminat, este și un dispozitiv de încălzit. Am putea încălzi o cameră folosind becuri, numai că ne-ar trebui multe becuri, pentru că, în general, puterea unui bec este mică. Dar câteva zeci de becuri, de câteva zeci de wați fiecare, ar putea să încălzească camera. Randamentul cel mai bun îl au becurile de tip LED, care în anumite condiții și dacă ne mulțumim cu lumină de o anumită culoare, doar culoarea respectivă, în fizică numim o astfel de lumină, lumină monocromatică, atunci randamentul lor poate ajunge până pe la 50%. Dar de obicei randamentul becurilor LED este cuprins între 20 și 40%, ceea ce înseamnă că și în cazul lor obținem mai multă căldură decât lumină. Dacă ținem seama de faptul că deoarece se degajă căldură, un bec se încălzește în timpul funcționării, înseamnă că un bec poate să aibă patru stări diferite, stări pe care le puteți vedea în acest desen. Poate să fie aprins și cald, aprins și rece, stins și cald, stins și rece. Dacă becul funcționează de multă vreme, atunci este în prima stare. Este aprins și este cald. Dacă becul tocmai a început să funcționeze, este în starea a doua. Este aprins, dar este rece. Dacă tocmai a fost oprit după ce a funcționat multă vreme, atunci este în starea a treia. Este stins și cald. Și în fine, dacă n-a funcționat deloc în ultimul timp, este în a patra stare, este stins și rece. Și înseamnă că ceea ce trebuie să facem cu cele patru întrerupătoare este să creăm câte una din aceste stări cu fiecare întrerupător. Un mod de a face acest lucru este următorul. Închidem întrerupătoarele 1 și 2 și le lăsăm în această poziție mai mult timp, să zicem 10-15 minute, pentru ca becurile să aibă timp să se încălzească. Apoi deschidem întrerupătorul 2 și îl închidem pe 3 și intrăm imediat în cameră și punem mâna pe bec. Dacă este cald și luminează, el este controlat de întrerupătorul numărul 1, deoarece a funcționat până acum și funcționează în continuare. Dacă este cald, dar nu luminează, este controlat de întrerupătorul numărul 2, deoarece a funcționat până acum, dar acum nu mai funcționează. Dacă luminează,
dar este rece. Este controlat de întrerupătorul 3, deoarece n-a funcționat până acum, dar acum funcționează. Și în fine, dacă este rece și nici nu luminează, este controlat de întrerupătorul 4, deoarece n-a funcționat și nu funcționează nici acum. Deci este suficient să intrăm o singură dată în cameră ca să identificăm întrerupătorul care controlează becul, dacă știm ce să facem cu întrerupătoarele înainte de a intra în cameră. Din păcate am primit un singur răspuns corect, ca de obicei de la domnul Dumitru Antonie, îl felicit, care a observat că becul poate să aibă 4 stări, diferite combinații de lumină întuneric, respectiv rece-cald. Să vă spun acum întrebarea de azi. După cum probabil știți, atunci când încălzim un corp, el se dilată, adică își mărește dimensiunile. În cazul lichidelor, pentru că ele iau forma vasului care le conțin, când vorbim despre dilatare, ne referim la creșterea volumului lichidelor. Deci, prin încălzire, lichidele își măresc volumul și asta înseamnă că densitatea lor scade atunci când ele se încălzesc. Există în cazul lichidelor câteva excepții pentru anumite intervale de temperatură, de pildă apa își micșorează volumul, se contractă atunci când o încălzim pe intervalul de temperatură de la 0 la 4 grade Celsius. Dar nu despre astfel de excepții va fi vorba în întrebarea de azi, ci despre comportarea normală a apei, la temperaturi obișnuite, să zicem la temperatura camerei. Avem două vase de același volum, dar având formele pe care le vedeți în desen. Vasul din stânga, vasul A, este mai larg sus decât jos, în timp ce vasul B este mai larg jos decât sus. Cele două vase conțin apă la temperatura camerei și comunică între ele printr-un tub de sticlă subțire și lung. În conformitate cu legea vaselor comunicante, nivelul apei este același în cele două vase, lucru care se poate observa și pe desen. Și acum voi da câteva informații care să-i ajute pe cei care nu sunt familiarizați cu hidrostatica să înțeleagă corect întrebările care urmează. Presiunile în punctele M și N depind de densitatea și de adâncimea apei de deasupra lor. Asta înseamnă că inițial avem aceeași presiune în cele două puncte pentru că avem același lichid la aceeași temperatură, deci aceeași densitate și aceeași adâncime. De fapt, dacă cele două presiuni n-ar fi egale, apa n-ar fi în echilibru. Ar trece apă dintr-un vas în celălalt până când s-ar ajunge la echilibru. Dar dacă încălzim apa dintr-un vas, oricare, ea se dilată, își mărește volumul. Asta înseamnă că densitatea apei din acel vas scade, iar suprafața apei din vasul respectiv încearcă să se ridice. Și atunci, poate că dacă încălzim apa dintr-un vas, trebuie să treacă apă dintr-un vas în altul, prin tubul de legătură, pentru ca presiunile în punctele M și N să rămână egale între ele. Sau poate că nu. Despre asta va fi vorba în cele trei întrebări care urmează. Întrebările. Prima întrebare. Ce se întâmplă dacă încălzim apa din vasul A? Numai din vasul A. A doua întrebare. Ce se întâmplă dacă încălzim apa din vasul B? Și a treia întrebare. Ce se întâmplă dacă se încălzește toată apa din sistem? Atât din cele două vase, cât și din tubul de legătură. Și pentru că întrebările nu sunt ușoare, vă dau și un indiciu. Gândiți-vă care ar fi răspunsurile la cele trei întrebări dacă vasele A și B ar fi, așa cum vedeți în al doilea desen, cilindrice. Succes! La revedere pe săptămâna viitoare!